Bună ziua, dragilor! Sunt Roxana Motoașcă, profesor de istorie la Colegiul Național Andrei Șaguna și vom continua pregătirea pentru examenul de bacalaureat la disciplina istorie. Astăzi ne vom opri asupra temei statul român modern de la proiect politic la realizarea României mari, secolele 18-20, din domeniul statul și politica. În programă se face mențiunea că nu intră aspectele referitoare la secolul al XX-lea din acest conținut. Statul român modern a apărut ca proiect politic în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și mai ales în secolul al XIX-lea, fiind rezultatul evoluției interne și contextului internațional extern. Secolul al XVIII-lea aduce o nouă concepție iluministă și ideea de națiune modernă, într-un context în care statutul politico-juridic al principatelor se agrava. Pe de-o parte, era dominația otomană din principate, manifestată prin domniile fanariote introduse începând cu 1711 în Moldova și 1716 în Țara Românească. Pe de altă parte, Transilvania cunoștea dominația habsburgică, instaurată oficial prin pacea de la Karlowitz din 1699. Secolul al XVIII-lea a stat sub semnul iluminismului, astfel că au dat reforme domnitorii fanarioți, respectiv împărații Habsburgi, în Transilvania. Un prim domn fanariot care a dat reforme a fost Constantin Mavrocordat. El a domnit alternativ în Moldova și Țara Românească, între 1730-1769. A dat o serie de reforme sociale, precum desfințarea Șerbiei, în 1746 și 1749, Țara Românească, respectiv Moldova, țăranii devenind clăcași cu libertate personală, dar fără pământ, reforme fiscale, administrative și judecătorești. Un plan judecătoresc, au fost înființate instanțele de judecată în fiecare județ, limitând autoritatea clerului în chestiuni de judecată. Un alt domnitor fanariot care a dat reforme a fost Alexandru Ipsilanti. S-a implicat în reformarea educației, a dezvoltat rețeaua de școli, reorganizând Academia Domnească de la Sfântul Sava, a înființat o școală de preoți și un orfelinat. El a dat și un cod de legi, Pravilnicească Condică, în 1780, primul cod de legi din Țara Românească. În Transilvania, Maria Tereza, care a condus între 1740-1780, a dat Ratio Educaționis 1777, prin care a dezvoltat rețeaua de școli rurale și școli confesionale, a asigurat instrucție preoțimii și a dat acces preoților și tinerilor români la universitățile catolice din Roma și Viena. Reformele au fost continuate de Iosif al II-lea, împărat între 1780-1790, care a dat edictul de toleranță din 1781, asigurând libertate religioasă și religiilor necatolice, și a desfințat iobăgia în 1785. Secolul al XVIII-lea a stat sub semnul proiectelor politice. Apariția conștiinței naționale după anul 1750 a făcut ca boierimea să se grupeze în Partida Națională și să acționeze prin memorii și proiecte care erau adresate marilor puteri europene. Acestea aveau ca obiective revenirea la domnii pământene, autonomie, unirea principatelor, libertate comercială, desfințarea privilegiilor. De exemplu, memoriul din 1769 a fost redactat de Partida Națională a Moldovei, condusă de mitropolitul Gavril Calimachi, a fost înaintat către Ecaterina a II-a a Rusiei, cerând republică aristocratică, adică o conducere boierească exercitată de 12 boieri, armată națională, reorganizarea veniturilor statului. Un alt proiect a fost memoriul de la Focșani din 1772, care a fost redactat de o delegație comună a boierilor din Țara Românească și Moldova, cerând domnii pământene, independență sub garanția Austriei, Prusiei și Rusiei și unire. Memoriul de la Șistov din 1791 a fost prezentat de Divanul Țării Românești cu prilejul tratativelor de pace de la Șistov, boierii adresându-se delegațiilor ruși și austrieci
și cerând domnii pământene, autonomie sub protecția Austriei și Rusiei, desființarea obligațiilor către poarta otomană, cu excepția tributului care trebuia să fie fix, desființarea raialelor. În ceea ce privește Transilvania, proiecte politice au fost elaborate în secolul al XVIII-lea, sub forma unui memoriu numit Suplex Libelus în 1744, redactat de episcopul Inocentie Micu Klein, care cerea emanciparea națiunii române, și Suplex Libelus Valahorum, redactat în 1791 de reprezentanții școlii ardelene, prin care se cereau drepturi naționale pentru români, egale cu națiunile privilegiate, desființarea numelui de tolerat pentru români, și se punea accentul pe argumentele istorice, vechimea și latinitatea românilor. Proiectele politice au continuat și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, punând accent pe obiectivele naționale, politice, economico-sociale. De exemplu, proiectul lui Iordache Rosetti Rosnovanu, marele vistier care a redactat între 1817-1818 8 proiecte de reformă, dorind un regim politic în care domnia să fie un organ de supraveghere și control, să aibă atribuții restrânse, puterea fiind deținută de adunarea obștească și de un divan al boierimii. Cererile norodului românesc este programul Revoluției lui Tudor Vladimirescu din 1821, revoluție izbucnită cu scopul înlăturării regimului fanarioci, care se înscrie în mișcarea de liberare națională a popoarelor. Programul conține prevederi precum domn ales de către țară, creșterea autonomiei prin limitarea numărului boierilor greci din divan, suveranitatea poporului prin înființarea adunării norodului, desființarea privilegiilor, funcții atribuite după merit, armate naționale formate din 4.000 de panduri și 200 de arnăuți cu leafă ușoară întreținuți de mănăstiri. Reformă fiscală, anularea vămilor interne. Consecința Revoluției a fost înlăturarea fanarioților și revenirea la domnii pământene începând cu 1822. Un alt proiect a fost Constituția Cărbunarilor din 1822, care reprezenta dorințele micii boierimi, fiind redactată de Ionică Tăutu. Era un proiect inspirat din ideile Revoluției franceze, cerând autonomie, domn pământean, adunare obștească, separarea puterilor în stat care apare pentru prima dată indirect menționată, drepturi și libertăți și egalitate în fața legii. Proiectul a fost înaintat domnitorului pământean de atunci, Ioniță Sandu Sturza. Partida Națională, condusă de Ion Câmpineanu, a redactat în 1838 proiectele Act de Unire și Independență și osăbitul Act de Numire a Suveranului Românilor, cerând independență, unire, monarhie ereditară. Perioada 1822-1829 reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a spațiului românesc, reprezintă o etapă de cunoaștere a cererilor românilor la nivel european. În 1829 se încheia Tratatul de la Adrianopol, care schimba statutul politico-juridic al principatelor, ele rămâneau sub dominație otomană și intrau sub protectoratul rusesc. Este contextul crizei orientale, manifestată prin războaiele ruso-austro-turce, astfel că între 1828-1834 principatele s-au aflat sub ocupație militară rusă. În această perioadă au fost date regulamentele organice, 1831 respectiv 1832, acte cu rol de Constituție, elaborate de comisii de boieri români sub conducerea consulului rus Minciachi, care țineau cont de memoriile boierești anterioare. Prevederile regulamentelor au fost domn ales pe viață, separarea puterilor în stat, reformă în justiție, introducerea impozitului pe cap de familie, înființarea armatei, lichidarea vămilor interne, înființarea bugetului. Observăm că aceste prevederi reprezentau un progres aducând elemente de modernitate. Ele au avut rol de Constituție până în anul 1858, până la Convenția de la Paris.
Un proiect politic important din prima jumătate a secolului al XIX-lea este proiectul politic pașoptist din timpul Revoluției de la 1848, care a reprezentat un moment de vârf în elaborarea programului național. Elita politică românească a sintetizat toate proiectele de până atunci. Erau urmărite obiective naționale, precum autonomie, independență, unire, obiective politice, precum adoptarea unor constituții, regimuri reprezentative, drepturi și libertăți. Obiective economice și sociale, precum libertate comercială, desfințarea privilegiilor, desfințarea clăcii sau iovăciei, clacă în țara românească și Moldova, iovăcie în Transilvania, împroprietărirea țăranilor cu sau fără despăgubire, desfințarea robiei. Proiectul politic pașoptist a fost sintetizat în petiții și proclamații redactate de elita politică românească. De exemplu, petițiunea Proclamațiune de la Iași este programul Revoluției din Moldova, redactat la 27 martie 1848 de către Vasile Alexandrii, având un caracter moderat, cerând menținerea regulamentului organic, îmbunătățirea situației țăranilor, desfințarea cenzurii, reformă școlară. Articolul 1 cerea menținerea regulamentului organic pentru a nu declanșa un conflict cu Rusia. În Transilvania, în cadrul Marii Adunări Naționale de la Blaj din 3-5 mai 1848, a fost prezentat programul Petițiunea Națională de la Blaj, redactat de Simion Bărnuțiu, având un caracter radical, cerând independența națiunii române, egalitate în drepturi cu națiunile conlocuitoare, emanciparea Bisericii Ortodoxe Române, folosirea limbii române în administrație și școli, desfințarea iubăciei și împroprietăririi a țăranilor fără despăgubire. În țara românească, în cadrul adunării de la Islas, prin care se declanșa Revoluția, a fost prezentată proclamația de la Islas, 9 iunie 1848, redactată de Ion Heliade Rădulescu, având un caracter liberal. Ea cerea autonomie, domn responsabil ales pe 5 ani, desfințarea clăcii, împroprietărirea țăranilor cu despăgubire, desfințarea robiei, libertatea învățământului, drepturi și libertăți. Proclamația de la Islas a avut rol de Constituție. După ce Revoluția din Moldova a fost înfrântă prin intervenția domnitorului regulamentar Mihail Sturza, o parte din revoluționari s-au retras în provinciile românești, unde au redactat programe în care cereau unire. De exemplu, Principiile noastre pentru reformarea patriei a fost redactat la Brașov, 12 mai 1848, de către revoluționarii moldoveni, precum Costache Negri, Vasile Alexandrin. Avea caracter radical, cerând unirea principatelor, independență, formulat unirea Moldovei cu țara românească într-un singur stat neatârnat românesc, desfințarea clăcii, împroprietărirea țăranilor fără despăgubire și egalitate în fața legii. Un alt proiect redactat de revoluționarii moldoveni aflați în exil a fost Dorințele Partidei Naționale din Moldova, redactat la Cernăuți în august 1848 de către Mihail Gogălnicianu, cerând unire, desfințarea privilegiilor, egalitate în fața legii, desfințarea clăcii și împroprietărirea țăranilor cu despăgubire. Revoluția a cuprins și Bucovina, unde a fost redactată petiția țării în mai 1848 la Cernăuți de către Eudoxiu Curmuzachi, care cerea autonomie, egalitate în drepturi, desfințarea clăcii. A cuprins de asemenea și Banatul, în iunie 1848 la Lugoș, fiind redactată petiția neamului românesc de către Eftimie Murgu, în care erau cerute autonomie, emanciparea țăranilor cu despăgubire și oficializarea limbii române. Revoluția de la 1848 a fost înfrântă prin intervenția imperiilor vecine, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist și Imperiul Habsburgic. Cu toate acestea, mișcarea pașoptistă a avut o semnificație deosebită, pentru că aceste proiecte date de revoluționare au evidențiat dorința de reformare și modernizare, au pus accent pe obiectivele naționale, adică unire și independență, au determinat acțiunea comună a elitelor trecând la etapa acțională din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, când aceste obiective vor fi atinse.
În concluzie, programul elaborat la 1848 a fost preluat de elitele politice românești și a fost îndeplinit gradual în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, culminând cu momentul 1918. În concluzie, a doua jumătate a secolului al XIX-lea aduce cu sine etapa acțională, când aceste obiective regăsite în proiectele politice se concretizează prin acțiunile românilor. Astfel că în 1859 are loc constituirea statului român modern. Într-un context intern caracterizat de mișcarea unionistă amplificată după 1848 și un context extern favorabil, și anume criza orientală manifestată prin războiul Crimeei din 1853-1856, un conflict între Rusia și Turcia, câștigat de Turcia, care a fost sprijinită de Franța, Anglia, Austria și Sardinia. La finalul războiului are loc Congresul de Pace de la Paris din 1856, care discută și problema românească, astfel că Tratatul de Pace de la Paris stabilea statutul politico-juridic al principatelor, care suferea o modificare. Se menținea dominația otomană, însă protectoratul rusesc era înlocuit cu garanția colectivă a celor 7 mari puteri. Din punct de vedere teritorial, Rusia retroceda Moldovei cele 3 județe din sudul Basarabiei. În ceea ce privește dorința românilor de unire, tratatul a decis organizarea unor adunări ad hoc, care aveau rol consultativ, trebuiau să consulte populația în privința unirii. Adunările ad hoc, formate în 1857, reprezentau clerul, marii proprietari, orășenii care votau direct, dar și micii proprietari și țăranii care votau indirect. Ele au avut rol consultativ, au fost câștigate de unioniști, chiar dacă în Moldova s-a încercat falsificarea lor, falsificare pusă la cale de Turcia prin intermediul caimacamului Nicolae Bogoride, căruia i-a promis domnia. În cele din urmă, unioniștii au avut câștig de cauză și rezoluțiile adunărilor ad hoc cereau unire sub numele România, unire sub un prinț străin, autonomie și neutralitate. Problema a fost rediscutată în cadrul conferinței de la Paris din 1858, în urma căreia s-a încheiat Convenția de la Paris, act cu rol de Constituție pentru Principate. Marile puteri cereau o unire sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, care se aflau sub suzeranitatea porții și sub garanția colectivă a celor 7 mari puteri. Însă această unire era o unire parțială, trunchiată, pentru că fiecare principat urma să aibă domn, adunare și guvern separate. Se accepta existența a două instituții comune, Comisia Centrală și Curtea de Casație și Justiție, ambele cu sediul la Focșani. În convenție nu era explicit interzisă alegerea aceluiași domnitor, astfel că, în 1859, a avut loc dublă alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Adunările elective de la Iași și București, din 5 și 24 ianuarie 1859, au ales același domnitor, în persoana lui Alexandru Ioan Cuza, punând marile puteri în fața unui fapt împlinit. Astfel, dubla alegere din 1859 reprezenta realizarea unui obiectiv al proiectelor politice, adică unirea principatelor, marcând astfel formarea statului român modern. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza 1859-1866 a fost o perioadă de reformă, o perioadă de constituire și consolidare a statului român modern. La începutul domniei, obiectivele fixate au vizat recunoașterea unirii în plan extern și consolidarea unirii în plan intern, ulterior Cuza acordând o atenție deosebită consolidării și modernizării statului prin reforme. În prima perioadă a domniei, 1859-1862, unul dintre obiectivele urmărite a fost, așa cum spuneam, recunoașterea unirii, astfel că în aprilie 1859 unirea a fost recunoscută de 5 dintre cele 7 mari puteri, anume Franța, Rusia, Sardinia, Prusia, Anglia.
Una dintre marile susținătoare a cauzei românești a fost Franța, care se pronunța pentru formarea unui stat tampon între cele trei imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist și Imperiul Habsburgic, și pentru menținerea echilibrului în zonă. Turcia și Austria au fost ostile unirii. Turcia, pentru că era puterea suzerană în principate, iar ele, odată unite, puteau lupta pentru independență, unirea deschidea calea independenței. Imperiul Habsburgic domina Transilvania, Banatul, Bucovina, iar Principatele Unite ar fi dus la eliberarea celorlalte provincii. Deși ostile unirii în cele din urmă o recunosc în septembrie 1859, dar o recunosc ca o unire personală, valabilă doar pe timpul domniei lui Cuza. Recunoașterea oficială se face prin firmanul de la Constantinopol din 1861, care recunoaște unirea fiind recunoscută ca unire personală, valabilă doar pe timpul domniei lui Cuza. Consolidarea unirii s-a făcut prin măsuri de unificare internă, precum unificarea telegrafului, unificarea vamală, unificarea armatei, culminând cu unificarea guvernului și adunării la 22, respectiv 24 ianuarie 1862. Începea astfel o perioadă de formare a instituțiilor moderne care înlocuiau puterea unei singure clase, care până atunci era clasa boierească. În a doua perioadă a domniei, perioada 1862-1865, au fost date reformele pentru modernizare, reforme care coincid cu perioada guvernului Mihail Cogălnicianu, liberal moderat, care a fost prim-ministru între octombrie 1863 și ianuarie 1865. Dintre reformele importante, amintim legea secularizării averilor mănăstirești, decembrie 1863, prin care pământurile mănăstirilor, inclusiv ale mănăstirilor închinate, treceau în proprietatea statului, ele reprezentând 25% din suprafața arabilă a țării. Reformă care a asigurat un fond funciar care să intre în proprietatea statului. În primăvara lui 1864 au început discuțiile pentru reforma agrară, fapt care a adus adunarea într-un conflict cu guvernul. Adunarea fiind dominată de conservatori, a respins proiectul de reformă agrară și a dat vot de neîncredere guvernului. Cuza a dat o lovitură de stat la 2 mai 1864, dizolvând adunarea. După această lovitură de stat, a dat un act cu rol de Constituție, este vorba de statutul dezvoltător al Convenției de la Paris din mai 1864, care a fost aprobat de popor prin plebiscit, prin care creștea puterea domnitorului, menținea principiul separării puterilor în stat, dar domnitorul avea puteri crescute trecând la regim autoritar, și înființa corpul ponderator, adică Senatul, trecând la Parlament bicameral. La 14 august 1864 a fost dată reforma agrară sau legea rurală, prin care era desființată placa. Țăranii erau împroprietăriți cu pământ în funcție de numărul de vite avut, existând la vremea respectivă trei categorii de țărani, fruntașii, mijlocașii și pălmașii. Țăranii erau împroprietăriți pe pământul aflat în folosință fără a depăși două treimi din moșia respectivă. Urmau să plătească despăgubire pentru pământ timp de 15 ani și nu aveau voie să-l înstrăineze timp de 30 de ani. De această reformă au beneficiat 463.554 de familii țărănești. Deci circa 500.000 de familii țărănești. Legea instrucțiunii publice a fost dată în decembrie 1864, reglementa învățământul public și privat, de la cel primar la cel superior. Cel primar era de 4 ani, era obligatoriu și gratuit, cel secundar era de 7 ani, iar cel universitar de 3 ani. A fost introdus învățământul tehnic profesional prin școli de arte și meserii, de comerț, de agricultură. Au fost înființate în timpul lui Cuza și primele universități la Iași în 1860 și la București în 1864. În concluzie, s-au pus bazele unui sistem de învățământ modern.
au mai fost date cod civil și de procedură civilă și cod penal și de procedură penală în decembrie 1864. La 11 februarie 1866, Cuza abdica sub presiunea monstruoasei coaliții, o organizație a opoziției formată din conservatori și liberali radicali. Abdicarea lui Cuza punea în pericol unirea, deoarece ea fusese recunoscută ca unire personală. Cuza a reușit să facă tranziția spre un regim politic modern și a reușit să consolideze și să modernizeze statul. După abdicarea lui, era necesară aducerea unui prinț străin, conform cerințelor adunărilor ad hoc. Oamenii politici au acționat în acest sens, fiind adus Carol I de Hohenzollern, 1866-1914. Domnia lui Carol este momentul de maturizare politică a României. El a continuat acțiunile de modernizare, consolidând statul atât în plan intern, prin Constituția din 1866, cât și în plan extern, prin obținerea independenței. Proiectul lui Carol a vizat modernizarea statului atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere economic, social și cultural. Din punct de vedere politic, în timpul lui Carol au apărut partidele politice, Partidul Liberal, 1875, și Partidul Conservator, 1880. Pentru a pune capăt luptelor pentru putere între aceste partide, Carol a introdus în anul 1895 rotativa guvernamentală, prin care cele două partide veneau pe rând la guvernare. De asemenea, în plan politic, de o importanță deosebită este Constituția din 1866, una dintre marile probleme pe care el a vrut să o rezolve și care a contribuit semnificativ la consolidarea statului. Din punct de vedere economic, au fost date legi precum legea din 1867, prin care leul devenea monedă națională, legea din 1868, care a pus bazele construcției unei rețele moderne de drumuri, înființarea Băncii Naționale a României în 1880, legea de încurajare a industriei în 1887, legea minelor în 1895. Din punct de vedere cultural, s-a pus accent pe dezvoltarea învățământului și au fost puse bazele Academiei Române. În ceea ce privește consolidarea statului în plan extern, a fost obținută independența de stat prin participarea la războiul ruso-turc din 1877-1878. După independență, după obținerea independenței, a fost consolidată instituția monarhiei, Carol I primind titlul de alteță regală și fiind încoronat rege în 1881. De asemenea, a crescut prestigiul internațional al țării. România s-a implicat într-o politică externă activă, cu scopul realizării proiectului politic al României Mari. În concluzie, ați observat că memoriile boierești din secolele 18-19 s-au concretizat în acțiuni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Acțiuni precum formarea statului român modern prin unirea principatelor din 1859, rezolvarea situației țăranilor prin reforma agrară din 1864, modernizarea învățământului prin legea instrucțiunii publice din 1864, punerea bazelor unui sistem politic modern prin Constituția din 1866, obținerea independenței prin participarea la războiul din 1877-1878. Toate aceste acțiuni concretizate au deschis drumul către realizarea proiectului politic România Mare, proiect care se va definitiva în anul 1918. Dragi elevi, evaluarea competențelor presupune exercițiu, presupune însușirea noțiunilor de bază și mai ales înțelegerea cerințelor. Așa cum știți, subiectul de bacalaureat este format din 3 subiecte. Primele două conțin surse istorice și cerințe care se rezolvă independent una de cealaltă, iar subiectul al treilea este un eseu structurat. Referitor la primele două subiecte, la cerințele pe baza surselor istorice. Ele se rezolvă independent una de cealaltă, sunt
În mare parte cerințe cu răspuns scurt, precum numiți, identificați, menționați, precizați. Toate acestea necesită un răspuns scurt, clar. Numiți un secol la care se referă sursa. Un lider, un spațiu istoric, o categorie socială, o formațiune politică, adică un partid politic, un obiectiv, adică o țintă, un țel, un scop. Mai există o cerință care cere, tot pe baza sursei, să identificați câte un spațiu precizat în sursa A, respectiv în sursa B. Câte un spațiu înseamnă câte un spațiu din fiecare sursă. Ele sunt diferite. Un spațiu din A, de exemplu țara românească, un spațiu din B, de exemplu Moldova. Dacă cerința însă e formulată, numiți două spații menționate atât în sursa A cât și în sursa B, aici ne gândim la faptul că ele sunt comune. Ele apar ambele în sursa A, ambele în sursa B. Adică Moldova și țara românească sunt menționate atât în sursa A cât și în sursa B. Deci atenție la cerință. Câte un spațiu înseamnă unul din A, unul din B, două spații menționate atât în sursa A cât și în sursa B înseamnă că ele sunt comune. Atenție la cerință dacă spune pe baza sursei sau din sursa dată. Pe baza sursei spuneți ce reiese din sursă, răspunsul îl găsiți în sursă. Când însă trebuie să selectați informații din sursa dată, înseamnă că extrageți informația exact din sursă. O selectați cu ghilimele din sursa dată. La subiectul 1 există și o cerință care vă cere să identificați două informații aflate în relație de cauză-efect și să precizați rolul fiecăreia. Două informații sunt în total o cauză și un efect. Precizând rolul înseamnă să spuneți care este cauza și care este efectul. Selectați din sursă înseamnă să le luați exact din sursă cu ghilimele. Cum lucrăm aici? Cauză, două puncte, scriem cu ghilimele informația de cauză. Efect, două puncte, scriem cu ghilimele informația de efect. În total sunt două informații. Am precizat rolul fiecăreia spunând care este cauza, care este efectul. Au fost selectate din text, adică luate cu ghilimele. O altă cerință pe baza sursei, dar care de data aceasta necesită un răspuns mediu, este cea referitoare la punct de vedere. Redactarea unui punct de vedere pe baza sursei, susținând acest punct de vedere cu două informații selectate din sursă. Ce înseamnă asta? Localizați foarte bine paragraful din sursă care vorbește despre cerința regăsită în punctul de vedere, vă gândiți care sunt cele două informații care susțin acel punct de vedere. După ce le-ați identificat, formulați punctul de vedere, spuneți voi ce reiese din sursă, ce înțelegeți din sursă, după care neapărat dați informațiile care susțin punctul de vedere transcrise cu ghilimele. Punctajul aici este de 10 puncte. 4 puncte se acordă pentru punct de vedere, câte 3 puncte pentru fiecare informație selectată din sursă. Deci atenție să aveți și punct de vedere și informațiile selectate din sursă. În concluzie, la subiectele 1 și 2, majoritatea întrebărilor sunt pe baza sursei. Subiectul 1 are 7 întrebări. 5 sunt pe baza sursei. 4 sunt cu răspuns scurt, clar, la obiect. A cincea este cea cu relația de cauză-efect, la fel, o găsesc în text. Și însumează toate 5, 20 de puncte. Cerințele 6 și 7, în schimb, sunt din materia învățată. Cerința 6 presupune un răspuns elaborat. Prezentați. Atunci când prezentăm, trebuie să avem în vedere, pe de o parte, contextul sau cauzele, pe urmă să descriem faptul istoric, raportându-ne la întrebările cine, ce, când, unde, și să dăm consecința sau efectul.
Am ales cerințele 6 și 7 din subiectul 1 din testul antrenament numărul 20 propus de minister. Cerința 6 prezentați două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc în perioada 1848-1857, care au contribuit la formarea statului român. Puteți alege orice moment, orice program al Revoluției de la 1848 și, bineînțeles, adunările ad hoc din 1857. Atenție, desfășurată în spațiul românesc. Am ales, de pildă, proclamația de la Islas din 9 iunie 1848. Începem să o prezentăm spunând că ea este programul revoluționarilor din țara românească. Deci o plasăm în context, o înscriem în Revoluția Pașoptistă. Îi dăm caracteristicile, cine a redactat-o. A fost redactată de Ion Helia de Rădulescu, avea caracter liberal, cerea domn ales pe 5 ani, autonomie, drepturi și libertăți politice, desfințarea clăcii și împroprietărirea țăranilor cu despăgubire, desfințarea robiei. După care putem vorbi și despre importanța ei, consecința, a avut rol de Constituție pentru țara românească în timpul Revoluției de la 1848. Un alt fapt istoric pe care l-am ales sunt rezoluțiile adunărilor ad hoc. Au fost elaborate de adunările ad hoc care au fost acreditate de marile puteri să consulte populația în privința unirii, deci plasăm în context. Rezoluțiile au reprezentat voința poporului deoarece adunările ad hoc au fost câștigate de unioniști. Ele cereau unire sub numele de România, unire sub un prinț străin, dintr-o dinastie domnitoare Europei, cărui moștenitori să fie crescuți în religia țării, autonomie și neutralitate. Au fost înaintate marilor puteri. Observați că în prezentare am ținut cont de menționarea a cel puțin două, trei caracteristici. Prezentarea, de asemenea, trebuie să fie echilibrată, fiecare fapt istoric prezentat în egală măsură. În total sunt 6 puncte. Câte un punct pentru menționarea fiecărui fapt istoric, câte două puncte pentru prezentarea acestuia prin evidențierea a două caracteristici. În concluzie, dacă aveți un singur fapt istoric menționat, aveți un punct. Dacă l-aveți și prezentat complet, mai câștigați două puncte. Dacă aveți, în schimb, un singur fapt istoric și o singură caracteristică, câștigați un punct pentru fapt istoric, un punct pentru caracteristica acestuia. Dacă aveți doar două fapte istorice fără să prezentați nimic, câte un punct pentru fiecare. Și tot așa. Deci puteți obține între 2 și 6 puncte. 2 puncte se dau pentru numirea celor două fapte istorice, câte 2 puncte se dau pentru prezentare completă. Dacă aveți o prezentare incompletă prin identificarea unei caracteristici, primiți doar un punct la prezentare și atunci puteți obține 4 puncte. 2 pentru menționare, 2 pentru prezentare incompletă. Cerința 7 de la subiectul 1 necesită un răspuns mediu. Menționați o asemănare între două măsuri adoptate în plan intern în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 1859-1866. Asta înseamnă că trebuie să spunem măsurile și să menționăm asemănare. 1859-1866 putem alege două reforme, de pildă legea rurală și legea instrucțiunii publice, care e asemănarea că ambele au contribuit la modernizare, la consolidarea statului român modern. Se formulează în 3-4 rânduri. În timpul domniei lui Cuza, 1859-1866, au fost date reforme precum legea rurală din 1864 și legea instrucțiunii publice din decembrie 1864. Asemănarea între aceste două reforme este că ele au contribuit la modernizarea societății și la consolidarea statului român modern. În concluzie, la subiectul 1 din 30 de puncte, observați că 20 le obțineți pe marginea textului, iar 10 le obțineți din materia învățată. La subiectul al doilea, la fel, sunt 30 de puncte, 26 sunt doar pe marginea textului,
Iar patru sunt din materia învățată și aici ne referim la cerința a șasea, la ultima cerință de la subiectul 2, care cere un răspuns elaborat și anume argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia acțiunile desfășurate de români în 1859 au contribuit la formarea statului român modern. Cu alte cuvinte, trebuie să aveți un fapt istoric relevant care să demonstreze că aceste acțiuni au contribuit la formarea statului român modern. Acel fapt istoric relevant trebuie prezentat prin indicarea a 2-3 caracteristici și prin utilizarea conectorilor de cauză, deoarece astfel și de urmare. Am luat ca exemplu dubla alegere din 1859. Trebuie formulat raportându-ne la ea și plasându-o în context. Deci acțiunile desfășurate de români în anul 1859 au contribuit la formarea statului român modern. În contextul deschis de problema orientală, manifestată prin războiul Crimeei, s-a pus în discuție problema românească, atât în cadrul Congresului de la Paris din 1856, cât și în cadrul Conferinței de la Paris din 1858. Marile puteri au decis unirea sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești cu domn, adunare și guvern separat. Deoarece, ne raportăm la cauzalitate, convenția nu interzicea explicit alegerea acelui domnitor, a fost posibilă o unire deplină. Un fapt istoric relevant este dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza și prezentăm puțin faptul istoric relevant. Prin adunările elective de la Iași și București, din 5, respectiv 24 ianuarie 1859. Prin dublă alegere se realiza unirea deplină, marile puteri fiind puse în fața unui fapt împlinit. Astfel, conectorul de urmare, se realiza statul român modern. În concluzie, subiectele 1 și 2 asigură 60 de puncte, câte 30 de puncte fiecare, din care 46 de puncte sunt pe marginea textului și 14 puncte din materia învățată. Urmează subiectul al treilea, care este un eseu structurat. Trebuie să aveți în vedere etapele realizării unui eseu, adică introducere, cuprins, care respectă cerințele marcate cu liniuțe, de obicei sunt 4, și concluzii. Atenție, concluzia trebuie să fie separată de ultima cerință, care este cea cu punctul de vedere. Introducerea. Întotdeauna introducerea trebuie să aibă un caracter general. Nu cuprinde informații detaliate. Cuprinde câteva idei clare care pregătesc cititorul pentru ce urmează. Ea nu trebuie să fie foarte mare, cam 3-5 rânduri. Trebuie să conțină și să fie elaborată pornind de la titlul eseului. Să prezinte practic problema, succint. După care urmează elaborarea eseului ținând cont de plan de cele 4 liniuțe, atenție la prezentare unde trebuie acordată importanță, în momentul în care se cere prezentare, se pune accent pe identificarea caracteristicilor și pe utilizarea conectorilor care indică cauzalitatea, respectiv concluzia. Cerințele care încep cu menționați, precizați, identificați, nu necesită răspuns elaborat, ajunge un răspuns scurt. Și atenție la ultima cerință, formularea unui punct de vedere, care trebuie să aibă punct de vedere, dar să fie și susținut printr-un argument. Argumentul trebuie prezentat și trebuie să utilizați conectorii care exprimă cauzalitatea, respectiv concluzia. Am luat ca exemplu subiectul 3 din testul al 19-lea propus de Ministerul Educației. Este vorba despre un eseu despre statul român modern între secolele 18-19, având în vedere prezentarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în ultimele 3 decenii ale secolului al 18-lea, menționarea 3 prevederi înscrise în proiectele politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea, precizarea unei acțiuni desfășurate de români în 1859 și menționarea unei consecințe a acesteia și formularea unui punct de vedere referitor la evenimentele
politice desfășurate în anul 1866 în plan intern și susținerea acestuia printr-un argument istoric. Spuneam mai devreme, introducerea trebuie să fie clară, la obiect, 3-4 rânduri în care prezentăm problema. Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și continuând cu secolul al XIX-lea, România au pus accent pe obiectivele naționale, precum autonomie, independență, unirea principatelor, perioada fiind marcată de două etape, etapa proiectelor politice urmată de etapa acțională, care a debutat odată cu formarea statului român modern în 1859. Ajunge. Am introdus în problemă, ne ducem la prima liniuță care cerea prezentarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în ultimele trei decenii ale secolului al XVIII-lea. În primul rând trebuie să înțelegeți cerința, care sunt ultimele trei decenii, perioada 1771-1800. Pe urmă, identificați proiecte din această perioadă, Memoriul de la Focșan, de exemplu, din 1772, Memoriul de la Șistov, din 1791. Alegeți unul și îl prezentați. În prezentare, aveți grijă să prindeți cauzalitatea, caracteristici, consecința. De pildă. Spuneți că acest memoriu de la Șistov din 1791 a fost redactat cu prilejul tratativelor de pace de la Șistov de către divanul țării românești. L-am plasat în context. A fost adresat delegaților ruși și austrieci, deoarece românii doreau să obțină sprijinul marilor puteri și protecția acestora. Am pus accent pe cauzalitate. Memoriul cerea, îl prezint, autonomie și neutralitate sub garanția Austriei și Rusiei, domn ales dintre reprezentanții țării, tribut fix, desfințarea raialelor. Se pune accent pe dorința de reformare și pe obiective naționale, astfel că proiectul politic a contribuit la procesul de evoluție din societatea românească, pregătind etapa acțională când sunt realizate obiectivele. Deci am dat consecința, finalitatea. Pentru menționarea lui se acordă două puncte, pentru prezentarea completă, evidențiind relația de cauză-efect, se mai acordă trei puncte, în total 5 puncte. A doua cerință, menționarea oricăror trei prevederi înscrise în proiectele politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Menționare presupune un răspuns scurt la obiect. Ne gândim care sunt proiectele politice din această perioadă și anume cererile norodului românesc, Constituția Cărbunarilor, Act de Unire și Independență, proiectele politice de la 1848, precum Proclamația de la Isla sau Petițiunea Proclamațiune de la Iași. Ce știm despre ele? Știm că ele cereau autonomie, cereau domn pământean, cereau drepturi și libertăți, cereau unirea principatelor, cereau desfințarea clăcii, împroprietărirea țăranilor. Nu rămâne decât să redactați identificând trei prevederi, oricare trei. Drepturi și libertăți cetățenești, autonomie, domn ales dintre reprezentanții țării, unirea Moldovei cu țara românească, emanciparea țăranilor și împroprietărirea cu despăgubire. Se acordă 9 puncte, câte 3 pentru fiecare prevedere înscrisă în proiectele politice. Menționați presupune un răspuns scurt. A treia cerință se referă la precizarea oricărei acțiuni desfășurate de români în 1859 și menționarea unei consecințe. Deci o acțiune desfășurată de români în anul 1859, precizată, nu necesită un răspuns elaborat, ajunge un răspuns scurt la obiect. Și atenție, cerința continuă, menționarea oricărei consecințe acestei. Orice urmare a acțiunii, menționare, din nou avem de face cu un răspuns scurt. În 1859 au fost organizate adunările din țara românească și Moldova din 5, respectiv 24 ianuarie 1859, prin care Alexandru Ion Cuza a fost ales domnitor, deci a avut loc dubla alegere a lui Cuza. Care sunt consecințele? Prin dubla alegere se formează statul român modern, se realizează o unire deplină, marile puteri sunt puse în fața unui fapt împlinit. Formulat, acțiunea desfășurată de români în 1859 este
Dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza prin organizarea adunărilor elective din țara românească și Moldova din 5, respectiv 24 ianuarie 1859. În consecință se forma statul român modern, fiind realizată o unire deplină, iar marile puteri fiind puse în fața unui fapt împlinit. Se acordă două puncte pentru precizarea acțiunii desfășurate în 1859 și trei puncte pentru menționarea oricărei consecințe a acesteia. Ajungem la ultima cerință, care este o cerință cu răspuns elaborat, necesită un răspuns elaborat, și anume formularea unui punct de vedere referitor la evenimentele politice desfășurate în anul 1866, în plan intern, și susținerea acestuia printr-un argument istoric. În primul rând trebuie formulat punctul de vedere, pe urmă trebuie susținut printr-un argument istoric, argumentul fiind un fapt istoric prezentat prin evidențierea a două-trei caracteristici și prin evidențierea relației de cauză-efect. Începem prin a elabora punctul de vedere, evenimentele politice desfășurate în anul 1866 în plan intern au consolidat statul român modern. E un punct de vedere. Acum trebuie susținut. Ne gândim care ar putea fi argumentul. Argumentul este Constituția din 1866, pentru că ea a avut un rol important în consolidare și trebuie să o prezentăm raportându-ne la caracteristici, la conectorii de cauză și de urmare. Adică, contextual, după abdicarea lui Cuza, unirea era pusă în pericol deoarece Turcia ar fi putut cere desfacerea ei, fiind recunoscută ca o unire personală. Astfel, era necesară aducerea unui prinț străin conform cerințelor adunărilor ad hoc. Oamenii politici au acționat în acest sens, fiind adus Carol I de Hohenzollern, fapt care marchează trecerea la monarhie. Un argument este Constituția din 1866, care avea un caracter democratic, având ca model Constituția Belgiei din 1831. Constituția era bazată pe principiul separării puterilor în stat, garanta drepturi și libertăți cetățenești, era bazată pe suveranitatea poporului și pe principiul reprezentativității. Conform Constituției, votul era cenzitar. Constituția a rămas în vigoare până în anul 1923, punând bazele organizării instituționale și juridice a țării. În consecință, ea a contribuit la consolidarea statului român modern, deoarece a pus bazele unui sistem politic modern și a asigurat evoluția acestuia. În afară de punct de vedere, eseul trebuie să aibă și o încheiere. O încheiere care, la fel, nu trebuie să fie foarte lungă, trebuie să fie scurtă, clară, la obiect, să prezinte idei care întăresc ce s-a spus în 3-5 rânduri și care să aibă caracter general. Este separată de punct de vedere, e o apreciere generală asupra temei. Observăm că pe eseu se cumulează 24 de puncte pentru informația istorică, la care se adaugă cele 6 puncte pentru ordonarea și exprimarea ideilor. Adică, limbaj istoric adecvat, 2 puncte sau 1 punct dacă este parțial folosit, structura eseului, introducere, cuprins, concluzie, 1 punct, respectarea succesiunii cronologice sau logice, 2 puncte, respectiv 1 punct, dacă este parțial respectată, și 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. În concluzie, ceea ce trebuie să faceți este să acordați atenție cerințelor, să le înțelegeți și să răspundeți la obiect. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult, mult succes la examen, să fiți cât mai buni și să obțineți rezultate pe măsură.